prins telefonul? A, până zi, a luat toți fanii după Ucran. Vreau să vă spun că acum o să pregătim raci. Nu raci, scoci. Nu vă gândi, ce pregătești aici? Scoci? Tu știi să salut, pregătești, salut, că eu nu dragi știu. Prieteni și dragi colegi, suntem după atâta timp din nou la bucătărie. Nu prea avem toate cele cum ar trebui la bucătărie, dar cu tot pregătim ceva ce și mai special. O să vă arătăm și ce putem pregăti. Ce pregătim? Am luat deci niște, nu știu ce e asta aici. De să punem șpaghete, dacă vă știți. Asta nu e la borcan cum este în Germania, în Italia și alea, este la pachet, dar nu știu cum. Se poate pune asta, să pune odată tot pachetul la toate bigaia aia de facem noi. Ia, pe ce e? E roșii cu ardei asta, cu șpaghete, da. Da. Dar cum le spălăm, le fierbem și totul? Cum le spălăm, le fierbem? Păi cum? Stai odată să le spălăm, le fierbem și apoi o să le... O să arătăm și la prietenii noștri cum se poate prepara. Am luat niște roșii, dragi prieteni, dar n-am luat mult decât două roșii, că nu avem nici loc în frigider. Vedem acum pregătirile pe care sper că și vouă le are ador de bucătăriile noastre pe care noi preparam odată și vă mulțumesc pentru comentariile care le aveam dinainte pe bucătăriile noastre care le aveam din România. S-a supărat deja Luminița. După cum știți, cu Luminița e mai orgolioasă, nu prea avea de rar și elea. Să înțelegeți, dragi frate. Ia vedeți ce avem aici. Da? O să le pregătim acum. O să le vedeți și să prepar. Dăm-o înapoi. Mă, Dani, dar nu trebuie să scoți alea în tine. Păi acum? După ce pierd? După ce pierd. Oh, ia să vedem dacă e ceva în ele, să nu fie goale. A, este, este. Dar scoi, ce vechi, eu erau norocoase astea. Uite, ia, de asta arătăm, la fani, cum se scoici, vedeți? Ia, uite. Cum să le spac? Aoleu, ăștia n-au nimic în ele. Ia, uite, unele n-au nimic. Mai sunt și unele stearpă, ia, uite, mai sunt stearpe dintre ele. Ia, uite, nu-i nimic în ele, uite. Stearpe, dar aș crede, mă, uitați-vă, ia, uite. Trebuie curățate și scoate din ele. Nu? O, nu, trebuie fete, nu. Nu, ia-o să vină Luminița, ia-o. Ia-o să vină. Dă-mi oala aia mare. Vezi că sunt din mare, băi. Ia, vedeți, dragi frate, sunt pe pietre, nu? Sper că să iese niște șpaghete foarte, foarte bune și gustoase, da? A, păi tu spui și spaghete? Da, uite-te, nu mai pune, că mai sunt și ele. Ce? Păi eu mi le vezi.
serpe. Ca de vezi fără de vezi. Deci, pe toate, băiatul. Nu? Dragi prieteni, nu știu acum cum sunt cu ăștia, dacă sunt ăștia așa desfăcute, le punem și cu ăștia sau nu. Unii dintre ele au fost așa doar. De ce? O să facem ceva așa din ele, ia vedeți. Ia vedeți. Până să fiarbă, așa cum dar, ia uite. Păi e prea mult, unde pui apa și unde fierbe. Băi, ferească, rămâne să văd dacă am văzut. Unde fierbe și unde pui apa, te întreb și eu. Mai punem într-o oală, hai să mai dăm din ea. Punem într-o oală, că am luat prea multe, îi luat cu fierbe, au dat pe atât să mă încerc. Ia să-i lăsă și eu. Să facem să le fierbem. Să le fierbem. Auzi, dragi prieteni, pe disc? Să fierbe. Cu paste să facă ăștia. Cu paste. Cu paste. Hai, lămâie. Bun. Dă-i a doua la mare. Oala. Lasă că le pui în ăștia a doua așa și fierbă în ăștia. Nu, hai că dă-i la mare. Și sare. Sare, păi nu punem sare după aia atunci când fierbe. Păi când fierbe, atunci îi scoate. Acum ai scoate. Mama, a venit și luminița aici cu altă irăie. Punem un pic de sare, așa e că fierbe, ca să dă de gol și dă de burcă. Adă-n coastră oala, aia rămâne. Uite că vedem, când ia de oala. Aia rămâne, adă-n oala aia, da. Dă-mi oala aia mare. Că nu merge în ăștia, nu avem nici. Nu știu, dragi prieteni, ori le stricăm, ori le facem paste din alea. Eu zic să pierdem scoicii să mâncăm aceasta. Nu, păi, cu paste să facem. Am luat asta așa și ce trebuie să mai punem? Ce? Nu mai despăle. Să văd cum au, păi, e plină, vezi? Ia uite. Deci, să mănânc eu scuici, deci. Așa să mănânc, dragi, iar atâta faci, ce e se vezi că este bine. Deci de multe ori să mănânc ăștia și cruzi. Înțelegeți? Cine ai zis asta? Așa am văzut la ăștia, că mai mănânc cruzi. Nu se mănâncă cruzi. Cum nu se mănâncă cruzi? Preparat. Ia preparat și tu preparat. Da, se face cum. Ia spală cu oala aia. Stai să iau asta, nu dă cu tigăile ca la șapte. Aici mai sunt oameni care dorm, aici mai sunt oameni care nu vor de rancă. Dă scoale. Ai nebă? Ordonel. Am nebă că voi mă încurcați pe mine. Uite, a venit și luminița să mă încurcă, ziceți goale. Pă cum să fie goale? Nu uite. Scoate aia. Asta e goală luminița, uite ce nu e. Nu e să te sărut, nu. Mamă, știi cum mai e, cu ce-i faci? Auzi. Nu-i vorbim. Cu ce-i faci o să, mamă? Cu ce-i faci o să? Nu?
Păi ce o să facem cu asta, uite. Foarte bine. Și cu asta separat și după aia punem astea. Foarte bine. Înțelegi? Da. Eu vă dau decât o singură porție la două persoane. Da, nu vă fac porție. Da, dar n-am mâncat niciodată. Ia să duci. Aveți oala asta mai mare. Ia uite, dragi prieteni, mi-a adus luminița oală. Ai ăla pe mă. Ia uite, 5 ani garanție iară, ce? Mi-a vedut, dragi prieteni, 5 ani de garanție iară la oală. Noi avem din ăștia așa mai mici. Înțelegi, dacă luminița e familie mai mare, vă dați seama, noi avem mai mici. Din ăștia așa. Acum pune acolo. E greu de înțeles cu femeile la bucătărie, dar ce să fac? Asta e. Ar trebui să ne lași pe noi pe mine. Ar trebui, nu vă las, că e canalul meu și fanii mei vor ca să mă vadă pe mine. Înțeles, aveți grijă ce poate când mă trebuie să. Da. Ai bere? Ai. Nu. Am o sticlă din aia acolo, da. Nu, nu. Păi nu am bere, nu mai. Zicea, pe ne-am bere din urmă, zice. Da. Vedeți-o și pe luminița, dragi prieteni, că are capul așa ca musulman. Vedeți? Da, ăștia, dar atică asta cu e oala asta. Alune poate, dă-o la o poate. Ia așa, că nu... eu uite și punem apă. Păi pune mai mult, că fierbe și după aia scoare. Hai să se filmezi, o să vadă fanii cum faci tu aici. Racie, mai pui apă. Apă, că fierbe să scade apa, nu pui de două ori. Că e când ia apă multe, atâta de bine să fierbă și ei. Gata, gata. Da, da, uite așa. Prea ei. Multă apă, pe unde fierbe? Dă crocot, prea mult. Lasă, lasă. Cum lasă, lasă? Dă foc aici. Unde s-a dus luminița? Nu avem brichetă. Pune acolo, pe ăla. Trebuie să avem brichetă. Păi unde e brichetă? Și luminița fumează și are brichetă. Hai. E întuneric aici. E întuneric aici, că s-a ars becul, dragi prieteni, și asta este. Trebuie să punem lumină aici. Luminița! Dă-mi bricheta! Am greu de filmat, că am greu de lucrat, dragi prieteni, dar asta este situația. Înțelegeți? E cam greu. Mă, cine a luat brichetă de aici? Cine a luat brichetă? Nu știu. Da, da, e bun. Așa, dragi prieteni. Să vedem ce să facă la mamă. Aici e tuneric. Nu o să ne mai vede fanii, uite așa. Dar ce are telefonul ăsta? Apoi, Dani. Ce are, ce are? Nu mai e lumină la el. Păi s-a dus, îți dai seama, atâta filmare cât avem. Și noi, pe el, am luat-o și el, randeaua. Că nu avem bani nici de telefon, nu avem bani de nimic, dragi prieteni. Eu adunam scoici de noroc, din ăștia. Da, păi ăla e noroc, pune-i în sân, acolo, să ai noroc. La tine, de fapt. Tu faci mișto de mine, Bogdan. Ce știe și fan că tu faci mișto de mine. Pune-ne în sân, le pun la gunoi. Tu crezi că eu n-am mai mâncat raci? Când am mâncat eu, cred că tu nu știi ce. Eu m-am făcut că nu știu să fac raci. Să văd dacă știi tu. Pește miroase mâna. Băi, eu mai mâncat raci. Tu știi că eu alin mă ducea la caverna racilor. Și mâncam raci, alea. Raștea sunt scoici, nu sunt raci. Păi și raci și scoici și bine. Tot era pe platou la mare. Unde era? Dădea 300 de euro pe platou, Alin. Ah. Păi cum? Știe fan ce filmări aveam. Unde am fost? Cum spui tu că nu mă mănânc? Nu, o să te duc iar acolo la caverna racilor. Da, tu mă crezi tu pe mine așa. Eu fac mișto de tine, nu știu. Tu ai crezut că nu știu. Să fierb ăștia și după aia le curăț.
și le și le faci sosul. Și le pui în sos, după ce le pui. Stai că mă spăl pe mână de ceva să nu mă pește. Înțelegi, dragi prieteni? Nu știu de ce filmează telefonul așa. Nu ai lumină la telefon. Ba e lumină, dată, da. Nu înțeleg ce are telefonul ăsta, dragi prieteni. Chiar distrus telefonul. Dar oricum... se vede și se aude. Nu? Se vede și se aude. Mergem în continuare așa, că nu avem ce face, dragi prieteni. Dar trebuie să facem. Eu un telefon distrus, dacă cineva ne donează și nouă un telefon, nu 14, nu 15, dar 12. Sau 13. Tot donați, vrei tu. Tu și cu asta, cu luminița, numai donați-le. Când mergeți la muncă, se începe tot dată munca, să nu mai donați, să nu mai cereți donații. Fac curat pe aici. Nu avem nici hârtie, nu mai avem nimic aici la bucătărie. Ce nu mai avem? Nu mai avem nimic aici. Ia vezi, ulei, pune oțel de ulei în oală, oțel de vegetă. În care oală? În acolo, de fierbe. Acolo să pune sare. Păi și ai pus sare ceva acolo, nimic. Da, punem sare să fierbe. Ce tot mi se ia lumina, nu știu. Dacă cineva știe că din ce cauză se ia lumina la telefon, îi dau lumina și se ia singură. De ce? A pus sare să fie. Ai pus sare? Da. Deci am pus o pala, după cum vedeți, la fierbere. A pus sare și pe mânăr. Uitați-vă cum a pus sarea. Și a pus... a făcut un... dăm lingura aia de lemn, unde e? Eu pun lapte până tu faci acolo. Puneți lapte acolo și iasă lapte, dragi prieteni, nu știu ce are telefonul. După cum vedeți, e deja din dezastru cu telefonul ăsta, o ia singură razândeaba. Nu știu din ce cauză. Sper că acum e bine. Nu știu de ce, să ia lumina și să duce singur așa. Că mi-e foame, ia uite, mi-am pus... Ți-am spus lingura aia de lemn, unde? Vrei și tu lapte din astea? Doamne ferește, nu te crești, frate, mă duci tu la fie, spune, vrei și ce? Da, dragi prieteni, trebuie să aduc pe Costel aici, cu capră, dacă-l cunoaște. De ce se-l aduci? E prietenul tău. De al tău. Prietena mea e Lumința. Lumința Mondială? Da. O, ia rog, Mă rog, vedeți, dragi prieteni? Ce muncă din asta pesată, cu iaurt? Când eu la regim, eu îi fac salată și ea se duce la frigider. Mie îmi faci salată. Ați văzut? Păi dacă e învățat ca șatră, n-ai ce să mai o țin, știi? Eu am luat o grămadă de salată, dacă voi ascult. Păi lumiță ascult și ele. Eu nu mănânc. Da? Eu mănânc iaurt cu funcă din asta pesată. Iaurt mănânci? Da. Să te prind că mănânci buscăci. Ia să arătăm la prietenii noștri, sper că se vede după cum e chiar plină oala, se merită, suntem 4 persoane aici, nu
2, 4, 6, 8 persoane suntem dragi prieteni aici. Dar sper că nu mănânc toți. La unii le place, la unii nu. Înțelegeți? Așteptăm acum fierberea. Olga și-a pus aici meniul, micul dejun. Da. Este pe sistem micul dejun cu ea. Aici și-a sus sunt băieții. După cum vedeți sus aici. Aici așa sunt florile lui de le-a adus de la cumpărături. Da, și nu știu cu luminița, dragi prieteni, ce se întâmplă. Pentru că ea e o țară cam supărată, e o țară, nu știu ce se întâmplă cu ea. Dar sper că ceea ce pregătesc eu o să-i plac și ei și o să guste și gurița ei și alu Olga și alu toată lumea care se întâmplă pe aici, că știți cum e. Suntem cu toții frați când ești plecat și mai ales că ești român. Avem și niște ardei din asta tocat așa, adus de la Mamaia. Sper că asta merge direct băgat în asta zi, în paste. Zic eu, să fie o țară, se schimbă aromă. Înțelegeți cum stă treaba, da? Asta nu pot să știu, dragi prieteni, ce se întâmplă cu asta, dar sunt foarte, foarte curios că la noi este la borcan. Și ăștia au la plic. Înțelegeți? De-abia aștept să vedem ce se întâmplă în bucătăria noastră cu așa ingrediente olandeze. Da. Stați pe fază, pentru că avem mai multe de făcut. Avem un cașcaval din asta așa care putem adauga în pastele astea. Ia vedeți. Deci chiar se merită cu asta, dar nu știu ce este în asta. Dacă mai se merită să mai punem un cașcaval, dar cu asta. Dar cred că, nu știu, cașcavalul oricum trebuie pus. Mie îmi place foarte mult cașcavalul. Da. E bun la fel. Hai că trebuie, dragi prieteni. După care începem să facem și asta e separat, dar mai avem o oală. Mai ne trebuie o oală. Ia-ți lapte, vrei? Ia-ți putere. Nu, se pune laptele ăsta. Nu vreau, nu vreau. Ia. Da. Nu mă, ăla e. Ce faci? Ai venit? Am venit. Ai fost aici în Lego? Ce? Le-ai pierdut? Da. Ce buton? De unde sunt ăștia? Ale tăi? Ia pentru copul. Da. Serios? Unde s-a făcut zero? S-a trimis Ia uite, Gogo, s-a trimis pe nepoate, dar... Da? Păi eu am crezut că e de la Mamaia. Pe Corin, Gogo. Nu știam, pentru că le-am găsit aici, dragi prieteni, dar nu știu de la cine au fost aduse. Și eu am crezut că e de la Mamaia. Dar... Oricum, e bun primit, cum se spune.
Bă, da, mie chiar mi este foame, dragi prieteni. Crăpătorul ăsta e spălat sau? Ăsta al cui e crăpătorul ăsta? Al panchista? Da, spălat. E spălat sau nu e spălat? Da, spălat. Bă, eu cred că nu e spălat. Mai spălat. Dăm și cu o sârmă așa, că mai sunt băgate în el câte ceva, știi că... Eu v-am mai spus odată că mâncarea este tratamentul tău și tu, ca om, ești doctorul tău. Ați înțeles cum e treaba, nu? Și așa trebuie să faceți și voi, dragi prieteni. Numai pentru sănătatea noastră, da? Deci sper că ați înțeles, nu? Vezi, de-aia mănâncă ea, urc, cu gremea. Da, da, vezi? Atâtea, Dumnezeu! Ieși, bă, pleacă de aici, pleacă de aici! Cine tu pleacă? Tu, cum vii aici și la bucătărie, cum mi-e apară mie probleme? S-a căzut tocătără și nu mână. Du-te de aici! Ai emoții de îndrăgostii de mine, orice lumini, dar de cine? A? Du-te de aici, ia-ți mâncarea și mânca acolo și lasă-mă de pe aici. Nu, lasă-l tu pe luminita, lasă-l tu pe tot, că nu, nu-mi trebuie mie aici. Bală mă. Aici niște ardei așa, niște roșii așa, dar ce vreau să fac, să mănânc eu din roșii asta, că chiar nu mai pot să rezist, dragi prieteni. Știi ce spun? Ia du și mie cuțitul ăla al meu de acolo, al mic. E acolo, în tăjdea, nu e, nu e, în tăjdea, e în cameră. Nu e aici, acolo. Nu e, nu e. E de acolo. A, ai spălat vingurile de tot. Da. Chiar vreau să mănânc și o roșie asta. Dar cât trebuie să fiarbă? Roșie olandeză. Eu cred că jumătate de oră să fiarbă. Când le fiarbă? Uite, aha, două ore aproape. Asta se scoate în mijlocul. Vedeți? Nu prea e bună, dar ce să faci? Ce e România, e România. Eu nu știu. Eu știu că lucrurile din România, România sunt cele mai bune. Ce sunt cele mai bune? Cele mai gustoase. Ia dă-mă, unde e sarea aia? Sarea aia nu avem hârtie aici, nu avem nimic, asta este. No. Sare. Avem aici sarea. Ce va mai avem aici? Cașcavalul ăsta, cine l-a adus? Sare. Florida? Mhm. Ce sunt? E un cașcaval aici, la pachet de aici. Acolo, ia nu știu. Asta unde, tot? Da, azi. Nu mai avem mâine din aia să facem sandwich. Care nu e mâine? Chiar când mi-am luat asta, un cașcaval cu roșii, cred că merge, nu? Până când se fac pastele, dragi prieteni, luăm și noi câte felie din asta, așa. Chiar mi-e foame. Câte un cașcaval pe mine. Eu am mâncat, gata. Tu ai mâncat și te rog... Eu prepar pentru luminița și pentru tine. Da, te rog să mă lași să mănânc și eu. Cu luminița, nu? Voi amândoi. De aici. Ia vedeți, dragi prieteni, toate și voi poftă pătăsc. Eu
jos la spălă. Nu mai pui la parte. Mănânci acolo. Da. Nu mai pui de foame. Da, vorbesc, dar am zis eu să mănânci cu mine. Păi vezi că dacă tu mănânci, nu te mai interesează de asta, nu? Ce? Păi da. Păi dacă tu, am zis, vrei să mănânci tu lapte. Nu, tu n-ai vreo lapte. Păi durează 2 ore până faci scurcilele. Nu? Hai să mănânc. Bă, ce fierb de bine, Bogdane. Da, lasă, lasă să fierbă, lasă. Știi ce se fierb cu scuicii? Vrei să arăt la fani să vadă cum fierb? Nu. Nu. E rețeta ta. Ce faci? Nu și două, trei din așa gal. Nu mă lasă inima. Știi ce spun? Ia vedeți. Nu? Deci vă spun, nu vreau să mă satur, nu vreau să mănânc pe sătura de ea. Pentru că, dragi prieteni, mai avem o pastele de făcut. Stai să mă uit o să la pastă. Și focul mai mic. Înțelegeți? N-avem ce să facem, pentru că
Olga așa știe. Ia să mai punem o felie. Ia vedeți încă o felie. Aș mânca pe săturatele, dar nu, trebuie să mă abțin. Ca să vedeți și a doua parte de la, de la paste. Mănânc așa din picioare pentru că am luat doar puțin așa și vă filmez cu următoarea filmarea la pastă, dragi prieteni. Ok? Vă aștept pe următoarea. Vă pup cu drag și vă aștept cu mare plăcere comentariile voastre și like-urile. Vă mulțumesc din suflet.